Unul dintre cele mai frumoase festivaluri de tradiții din județul Hunedoara, organizat înaintea de Crăciun, Călușerul Transilvanean, va avea loc la Orăștie. Ca de obicei, locuitorii orașului Paliei sunt așteptați să admire și o paradă a costumului popular. Cea de-a 53-a ediție a festivalului Călușerul Transilvanean se va desfășura în data de 11 decembrie, începând cu ora 11:45. Parada portului călușăresc va porni din fața Liceului Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, festivalul în sine desfășurându-se în Piața Victoriei, lângă bradul de Crăciun. La eveniment vor participa vestite cete de călușari din ținutul Orăștiei și din alte zone învecinate. Călușerul reprezintă un dans popular fecioresc, cu origini preromane, fiind unul dintre cele mai vechi și mai spectaculoase dintre dansurile tradiționale românești. Ceata de călușeri colindă în preajma Crăciunului, din casă în casă, și vestesc nașterea Domnului. În scopul promovării și prezentării acestui vechi obicei, la Orăștie este organizat acest festival în fiecare an, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului. Principalul scop al organizării acestui festival este acela al păstrării tradițiilor și stimulării prezentării acestui străvechi joc bărbătesc înscris în patrimoniul UNESCO.